Sebi urmează partida cu voluntari. Cum vede acest meci? Da, o să avem un meci foarte greu mâine. Voluntari este o echipă imprevizibilă, cu jucători buni care pot face diferența, dar noi trebuie să ne gândim doar să câștigăm mâine, pentru că avem foarte mare nevoie de cele 3 puncte. Aveți un avantaj așa moral în fața lor, neînviși în toate cele 13 partide până acum. E un avantaj? Fotbalul se joacă pe teren. Într-adevăr, avem istoria de partea noastră, ca să spunem așa, dar meciul de mâine o să fie diferit față de celelalte. Trebuie să intrăm foarte concentrați și să dăm totul pe teren să câștigăm. Cum ai rămas 9 partide până terminarea sezonului regular, se poate spune că sunt 9 finale pentru voi? Cu siguranță sunt 9 finale, dar acum cel mai important este să ne gândim doar la meciul de mâine împotriva celor de la voluntari, să luăm meci cu meci, să încercăm să scoatem maxim din fiecare. Da, ar fi 3 puncte importante, nu atât și pentru locul nostru în clasament, dar și pentru moralul nostru, pentru că sunt foarte multe meciuri de când nu reușim să câștigăm și cu siguranță o victorie mâine ne-ar da încredere pentru meciurile ce urmează. Victoria, cum se spune, victoria de victorie. Exact. Cu siguranță mâine sper să facem un meci bun să câștigăm. Luca, mâine întâlniți fece voluntari. Cum vezi tu această partidă? Da, o să fie un meci greu cu o echipă experimentată, cu jucători foarte buni, dar trebuie să facem totul pentru a câștiga meciul de mâine. Tu ești unul dintre cei mai buni jucători ai lotului. Ce înseamnă pentru tine aceste evoluții pe care le-ai în prima ligă? Da, înseamnă foarte mult. Trebuie să îmi ajut echipa cât mai mult posibil dacă intru și să obținem cele 3 puncte. Te ajută faptul că sunt mulți colegi pe care i-ai avut și la junior? Da, m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat să mă integrez mult mai ușor și sunt într-un mediu cunoscut, să zic așa, și mă ajută.